lucrez la o carte despre satul meu natal. Satul meu natal se numește Mălăiești, la câțiva kilometri pe stânga Nistrului. Un sat vechi, un sat mare, un sat cu tradiții, un sat cu personalități, un sat cu istorie zbuciumată. Și astăzi se află în zona separatistă. Și când am deschis eu când am deschis eu internetul și am cules cuvântul Mălăiești, să vedeți ce am descoperit eu. Satul Mălăiești are o mulțime de localități. Primele localități sunt în munții Carpați, în județul Hunedoara. Vreo șase localități. Chiar și o cetate este, se numește Mălăiești. Este o cabană Mălăiești. Vorbeam adineauri sau mai îndăună cu domnul ambasador al României, Daniel Ioniță, și el s-a amintit și el că este probabil din locurile acelea. Pe urmă satul merge mai jos, în județul Dolj, vine în Moldova, trece în Basarabia, trece peste Nistru și internetul aduce o veste că și în Ucraina încă este un sat Mălăiești. Deci sunt cel puțin 15 sau 16 sate, localități Mălăiești. De unde vine acest sat? Vine din inima românismului, din munții Daciei. Idealul nostru sfânt este idealul românesc, idealul unirii, care a dăinuit prin secole. Neamul nostru a fost împărțit în diferite imperii, sub diferite dominații, și abia în secolele mai târzii s-a format ca stat, pe urmă s-a unit Mica Unire, Marea Unire. Acum eu, citind literatură istorică, am constatat că ideea unirii a fost formulată în secolul XVIII, la 1756, dar s-a realizat abia la 1859. 100 de ani au trebuit să treacă la mijloc ca să producă un vis. Pe urmă, altă 100 de ani ca să vină Basarabia la patria mamă. Vreau să aduc câteva momente. Eu, la 10 ani, care făcusem școală sovietică, am avut marea fericire istorică că în timpul războiului Transnistria s-a aflat în subordonarea, în administrația civilă română și am avut școală românească. Am avut școală românească, clasa a patra primară, clasa a întâi și a doua jumătate de an, 3 ani de școală românească. Am avut atunci, la vârsta lecturilor mele, cea mai frumoasă literatură română care era adusă din regat. Am avut basme, am avut Viețile Sfinților și recent am editat o carte care se numește Cărțile copilăriei mele, unde fac referire la basmul lui Ispirescu, Tinereță fără bătrâneți și viață fără de moarte. La o carte apărut în 43 la Tiraspol, se numea Cartea Moldovanului, editată de marele savant și om politic care a fost Nichita Smochină și Diomit Strungaru, Cartea Moldovanului, din care eu am reprodus în Cărțile copilăriei mele un compartiment. Compartimentul acela spune așa: Transnistria, suflet și pământ românesc. Și
acolo sunt materiale istorice, sunt folclorice, toate astea. Noi am avut, generația mea a avut această fericire să facem școală românească și totdeauna ne-am simțit și ne-am știut români. Când au venit iar cu războiul, școala sovietică au căutat să ne scoată din suflet tot ce a fost românesc. Se făceau zvonuri, calomnii despre români, despre cultura românească. Noi niciodată nu ne-am simțit altfel decât români. Noi am construit cu verișorul meu un aparat de radio care nu avea baterii, dar era pe galenă, pe un fel de cristal semiconductor. Puneam pe acoperișul casei și pe un salcâm o antenă lungă de 12 metri și ascultam Bucureștiul. Vreau să vă spun că după război, după reocuparea Basarabiei, când s-a produs liberalizarea de pe timpul lui Hrușciov după moartea tiranului Stalin, toată populația noastră, fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, era orientată spre România. S-au restabilit relațiile, au început să vină cărți, a început să vină presă, s-a deschis librărie, abonarea la presa românească, la ziarele literare, la ziarele politice, Scânteia, la ziarele pentru copii, revistele, toate. Grație acestei reviviscențe sau renaștere a relației românești a apărut un poet minunat care a fost Grigore Vieru, pentru că el putea să cunoască doar numai ceea ce este folclor din perioada aceea. Limba era introdusă, acea limbă macaronică sau fabricată limbă moldovenească. Așa a fost. Și noi, cum ziceam, cu verișorul meu ascultam. A venit perioada restructurării. Iar s-au deschis contactele, iar a fost prima care a fost contact cu literatura română și încoace după declararea independenței, cei care s-au reîncadrat în viața și în spiritul românesc au fost scriitorii și literatura noastră, relațiile. Acum să vă spun dumneavoastră, autorii noștri se editează masiv în țară, deci este o singură literatură, o singură spiritualitate. Da, în virtutea împrejurărilor istorice a apărut acest stat care se numește Republica Moldova. Dar vreau să vă spun că de la apariția lui, de la prima distanțare de imperiu, când el și-a declarat suveranitate în anul 90, spiritul românesc și idealul unirii a fost în prim plan. Vreau să vă spun că a fost deputat în primul parlament. Acest prim parlament a fost unul național, reformator și unionist. Am avut în fruntea parlamentului pe istoricul Alexandru Moșanu și pe poetul Ion Hădârcă. Toate s-au făcut cu mâinile, pentru că acolo erau, mare parte erau și deputați din Partidul Comunist, din nomenclatura sovietică, din președinți de colhozuri, de gospodării, dar și ei s-au dat o bucată de timp. Atunci, așa cum a rămas tradiția, a fost momentul reunirii, reîntregirii neamului, așa cum s-a exprimat foarte corect Mircea Druc. El spunea nu unire, dar reunire sau reîntregire a neamului. Pentru că asta este o traumă istorică a neamului nostru, ruperea românilor de la Est, de Prut, înstrăinați și ținuți în sub talpa Imperiului Bolșevic. Și iată, în perioada aceea, când s-a produs
destrămarea Uniunii Sovietice, când a avut loc puciul și republicile, coloniile, toate au început să-și declare independența, parlamentul nostru, în frunte conducătorii lui, au pledat pentru cauza reunirii, reîntregirii neamului. Și a mers speakerul, președintele parlamentului, a mers și s-a adresat conducerii de vârf a României. Și conducerea de vârf a României nu l-a auzit. A lăsat, nu știu cum, în suspans și a venit întristat. Și dovadă este că s-au făcut atunci încercări de reunire a neamului, faptul că declarația de independență a fost votată abia pe 27, când Ucraina și-a editat pe 24 și alte republici pe 24. Deci câteva zile s-a tot atonat terenul pentru unire și pentru reîntregirea neamului. Dar, fiind foarte puternică influența fostului imperiu, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că imperiul, prin pârghiile lui, prin fracțiunile comuniste și pro-sovietice sau pro-imperiale, au băgat Republica Moldova în așa zisa comunitate a statelor independente. Acolo s-a produs așa, că a mers președintele Republicii și a semnat intrarea în CSI, la Almata, în Kazahstan. Eu eram președintele sau liderul fracțiunii Frontului Popular, Reformator și Unionist. Și când am aflat că după declararea independenței, președintele a mers la Almata și a semnat pentru intrarea Republicii în CSI, am fost revoltați. Și cea care s-a revoltat și mai mult a fost, sau prima, a fost Lidia Istrate, mare om de cultură, mare româncă și mare luptătoare pentru demnitatea națională. Și ea a strigat așa față de toți: să mergem la domnul președinte să-l întrebăm de ce el a mers la Almata și a spus semnătura și nu s-a consultat cu parlamentul. Și cu parlamentul. Am mers eu, ea înainte, ca un bolid, ca un meteor. Am intrat în biroul președintelui Snegur, el iese în întâmpină și doamna Lidia Istrate întreabă: domnule președinte, de ce ai mers dumneata și ai semnat pentru intrarea Republicii Moldova în CSI, dar nu te-ai consultat cu parlamentul? El zice: păi am mers și eu, că am fost invitat și am semnat pentru că am văzut că ceilalți în celelalte republici au semnat. Exista o explicație atunci. Republica Moldova avea foarte multe relații economice cu fostul imperiu. Și în spiritul acesta el a considerat. Dar laudă lui este că el n-a semnat partea militară. Pentru că dacă semna partea militară era mult mai grav. Deși pe urmă separatiștii au declanșat războiul de la Nistru și și-au păstrat teritoriul și au păstrat armata și munițiile aici. Dar s-a făcut un lucru extraordinar din primul parlament. S-a votat legea cetățeniei române, deci a recăpătării, redobândirii cetățeniei române a celor care sunt născuți sau au fost născuți în România Mare sau a urmașilor lor. Și în felul ăsta a fost un fel de paliativ, un fel de recompensare. Afară de asta s-a deschis granița, circulația, s-au făcut relații foarte multe. România a ajutat de la începutul ființării existenței acestei republici, a donat ajutoare de milioane, sute de milioane și în continuare ajută foarte mult. Deci este, cum se spune, nu suntem părăsiți, nu suntem izolați.
România totdeauna a fost aici și n-a plecat niciodată nici sub o formă și nici sub o stăpânire și nici nu sub un regim. Pentru că există un adevăr mare, acolo unde s-a format poporul român de la Carpați până la Dunăre și mai departe, și în nord și în răsărit, ăsta este spațiul etnic al formării poporului român și el nu dispare. El poate să se subție, dar nu dispare. A spus așa, marele Iorga, a spus Nicolae Iorga istoric, că România este statul înconjurat de români. Iată, ăsta este adevărul cel mare. În anul 2018 s-au împlinit 100 de ani de la Marea Unire. A fost un eveniment, a fost un moment de mare bucurie și de mare frumusețe și în același timp de mare tristețe. Pentru că am rămas în afara statului român. Republica Moldova se află o țară mică. Așa îi spune și doamna președinte Maia Sandu. Noi suntem o țară mică care trebuie să avem relații normale și frumoase și corecte și demne cu toți vecinii și cu alte țări. Este în spiritul și în destinul neamului românesc. Dacă eu spuneam la început că ideea unirii principatelor a apărut încă la mijlocul secolului XVIII, dar s-a realizat la mijlocul secolului XIX. Pe urmă, peste 100 de ani s-a realizat unirea altor dreptici. Înseamnă că ritmurile reîntregirii neamului și a istoriei noastre se măsoară cu secolele. Răbdarea noastră este, așa cum spune imnul național al românilor, Deșteaptă-te, Române. Până avem unire politică, unire statală, avem unirea totdeauna în cuget și în simțire și în suflet. Asta este unirea și asta este România și românul la noi în suflet. Atunci când s-a împlinit sau s-a marcat 100 de ani de la Marea Unire, revista literară, revista Uniunii Scriitorilor, mi-a solicitat să scriu un eseu. Și eu am recapitulat mișcarea noastră de reîntregirea neamului de după război și am realizat nu un eseu, dar o serie întreagă, vreo 15-16 eseuri care s-au publicat pe parcursul a 2 sau 3 ani. Eseul acela al meu se numește așa: Unirea se rămână, unirea se face, unirea e aproape. Pentru că totul lucrează pentru unire. Eu mă bucur enorm că la noi mișcarea unionistă a apărut și chiar dacă ea încă n-a luat amploare, ea este din ce în ce mai solidă și mai numeroasă. Dacă pe vremuri avea la 10-15%, acum ea se apropie de jumătate de populație. Care este explicația? Explicația este că toate regimurile și toate guvernările de la 90 încoace n-au făcut absolut nimic pentru popor. S-au îmbogățit politicienii, afaceriștii, au activat mafia, populația a rămas săracă, exodul tot mai intens, calitatea vieții tot mai joasă. Și iată acum, cu venirea noii conduceri, unei conduceri tinere, este singura speranță, sau poate ultima speranță, că se va produce o consolidare a acestei societăți. Și cea mai mare speranță a noastră este România. România și unirea cu țara, care se poate produce în diferite moduri. Pentru că una este unirea în plan politic, așa cum s-a făcut în secolul XIX,
Una este unirea în plan politic, cum s-a făcut în secolul 20. În secolul 21 poate să facă altfel, pentru că sunt alte timpuri. Și eu cred că ele s-au și produs, pentru că România este cel mai fidel și mai corect și mai operativ ajutor al nostru. Se poate face ca Republica Moldova, care nu este ca teritoriu și ca populație mai mare decât un singur județ, să fie un județ aparte, un județ al României. Și când vine Klaus Iohannis și oferă cadou, oferă motorină, sau când vine Ministerul Finanțelor, sau când vine șeful guvernului, vine la noi ca la el acasă, ca la ei acasă. Asta am spus și eu, că unirea se face, dar se face în altă formă și cu alte. Acum unioniștii sunt cei care pot salva, sau în virtutea condițiilor care vor surveni pe viitor, o să fie cei care o să iasă în prim plan. Deocamdată ei sunt în afara asta, dar sunt în sufletul tuturor. Deci este corect că aici este România și România n-a plecat niciodată. Când spun unioniști, am în vedere populația care și atunci, când s-a împlinit 100 de ani de la Marea Unire, și pe parcursul ultimilor decenii, au fost în spiritul lor și au pledat cauza Unirii, pentru că asta este, că au apărut partide, asta e altceva. Dar populația este foarte conștientă și foarte bine orientată spre unionism. Mi-aș dori și mie să ajung la ziua când la noi se va produce Marea Unire, Marea Întregire a Neamului, și iarăși vom avea același imn, Deșteaptă Române, imnul național al tuturor românilor. Iată, ca să fie aici, în veci, România. Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.